Bun găsit, stimați telespectatori, ne întâlnim la ordinea de zi, o zi tristă și la nivel internațional, pentru că la Paris a avut loc un atentat terorist la sediu săptămâna, unui săptămânal francez de satiră, cunoscut pentru publicarea unor caricaturi ale profetului Mahomed. Sunt 12 morți, 10 dintre ei membri ai redacției, inclusiv directorul ziarului și unul dintre acționari. Ce m-a frapat și ar trebui să vedem mai mult de atâta și probabil vom afla mai multe în zilele următoare, atentatorii vorbeau franceza fără accent și sunt căutați de autorității, probabil că în următoarele ore se va și descoperi ceva. Uh, vreau să vă spun că acest atentat are importanța lui nu pentru faptul efectiv că au murit niște oameni, niște, până la urmă niște ziarici nevinovați pentru că ce făceau ei acolo e satiră pe seama unor lucruri și în mod normal, într-o Europa liberă, într-o lume liberă, asemenea atrocități nu și-au rostul. Însă, suntem pe, pe punctul de a declanșa la nivel european o situație fără ieșire. Și vreau să vă spun că, deși n-am abordat la această emisiune, nu, nu și-a avut loc până acum niciodată acest subiect, Europa se află pe marginea prăpastiei. De fapt, Uniunea Europeană, de ce? Dintr-un simplu, dintr simplu motiv și anume nu știm unde, ne, deci nu știm unde mergem și unde vrem să ajungem. Deocamdată. Și cel mai important nu e criza economică care face ravagii în continuare în Europa și ne-a și pe noi, ci este altceva, mult mai mult mai grav. În Europa extremismul începe să câștige teren. Și dacă vedem ce se întâmplă în Ungaria și apropierea ei de către Rusia, ar fi doar un simplu pas să ne gândim că uh, partidul cel mai important din Franța, uh, deci ca ascensiune în ultimul timp, este part, un, un partid de extremă dreapta condus, uh, condus de fata celebrului uh, Le, Pen, Le Pen și aici este marea problemă. Francezii deja aveau să spunem așa, accente naționaliste sau de extremă dreapta. Vă dați seama că după acest atentat lucrurile se vor modifica și mai mult în această direcție. Și să știți că partidele extremiste de dreapta încep să câștige teren tot mai mult și în Germania, și în Polonia, chiar în Spania. Deci lucrurile se duc într-o direcție care nu este extrem de defavorabilă Uniunii Europene pentru, pentru, viitor. Iar vorbind efectiv de, de acest, de, acest, caz, mi se pare de, de noaptea minții ca niște cetățeni francezi, că probabil o să aflăm la un moment dat că cei care au făcut acest atentat au trăit, nu știu dacă sunt cetățeni, dar au trăit o perioadă în Franța pentru să le dispară accentul. E greu să înveți într-o școală chiar absolut să nu apară niciun, niciun fel de accent, au făcut atât de mult rău. Sunt 10 ziariști care au fost împușcați pentru vină că au publicat, să spunem așa, niște caricaturi despre pro, profetul, profetul Mahomet. Ce putem să spunem după acest lucru? Doar că, din câte ne asigură autoritățile din România, România nu este nu este vizată de un asemenea atac, deci nu, nu există un pericol iminent. Ar fi și de minare să fie pentru că noi nu suntem atât de importanți ca francezii sau ca germanii și spanioli. E adevărat că și noi suntem băgați în multe și probabil dacă ar dori să vorbească autoritățile noastre care luptă pe Frontul antiterorist poate ar putea să ne spună mai multe, dar știți că lucrurile acestea sunt într-o lume nevăzută și nu le aflăm decât eventual când se rezolvă cu un caz. Eu cred că și noi, datorită apropierii de, de americani în special și intervenției noastre prin Irak și prin Afganistan și prin alte zone, s-ar putea ca la un moment dat să devenim o țintă. Poate la asta s-au și gândit americanii când au făcut când au făcut acele baze din, din România de veselu și pentru a ne proteja cumva sau a ne expune și mai mult. Rămâne, rămâne de, de discutat. Cum spuneam, acest, acest atentat lasă un gust amar celor care au privit știrile și cred că se va mai discuta de el mult timp de acum încolo, mai ales că Franța n-a prea avut de suferit până acum probleme de acest gen, iar comunitatea arabă musulmană din, din Franța este una dintre cele mai importante. Și mai interesant aflăm că unul dintre polițiștii uciși în atentatul din Franța se numea Ahmed, adică era și el din aceeași zonă cu. Cu, cel care, cu cei care au tras, probabil. Vreau să vă spun apropo de subiectele zilei, că nu putem să trecem peste ele. Cred că România a ajuns țara multor paradoxuri. Dacă peste tot s-au adresat felicitări, a fost de fapt ultima dintre sărbători, un Sfânt Ion, care a fost marcat inclusiv pe aici prin, prin județ. La nivel central au apărut câteva reacții foarte dure, care mă face să cred că vom avea un an 2015 foarte interesant, dar nu, nu în sensul, nu în sensul bun, bun al cuvântului. Practic, noi în momentul de față vom aflăm doar în domeniul politic, și de asta o să abordez din ce în ce mai puțin subiectele politice în edițiile următoare, vorbim doar de două lucruri. Și anume, de PSD, care împreună cu aliații săi încearcă să se mențină la putere, și de noul PNL cu cele două componente, PNL, PDL, care vor să vină la putere și anunță iminenta cădere a guvernului. Practic, aceste lucruri le avem de vreo lună încoace și tare mi-e frică că cel puțin până la schimbare le vom avea în continuare. O schimbare care, atenție, dacă nu se produce din punct de vedere confort sondajelor, acum să zicem, dacă s-ar face alegeri anticipate, probabil ar fi altul rezultatul față de 2012. Dar în momentul când se face schimbarea, s-ar putea ca în următor prag electoral, dacă nu se fac anticipate, să avem alte rezultate, poate tot ca alea din 2012. Ce nu se știe niciodată. Dar vă spuneam, cam asta aflăm din toată presa, și de azi, și din zilele respective. Dar, întorcându-mă, mi-am mi aruncat ochii pe un titlu de ziar. Un ziarist. Joandră se numește el, de pe la Cluj, și promovat de Realitatea, în fine. Știți ce spune jurnalistul respectiv? Că jurnaliștii francezi sunt vinovați pentru atentatul terorist de la Paris, care s-a produs astăzi. Că trebuie să știi până unde poate fi întinsă miștocărea la. Eu știu. Dacă ziariștii încep să-și pună problemă de genul ăsta sau. Dacă nici într-o țară ca Franța nu poți să mai spui lucrurilor pe nume, avem o mare problemă. Dar dacă domnul respectiv lucrează în presă, și mai ales că lucrează într-o instituție media care a cam luat o perătură foarte mult în campania electorală, nu știu dacă din miștocă reală sau altfel. Avem o mare problemă, adică ce să înțelegem, că ca să-i calmeze pe respectiv, trebuia să avem și noi un atentat în România? Deci ar ca trebui ca domnul respectiv și alții aici care cred așa, întâi să gândească și apoi să vorbească, pentru că altfel începem să ne dăm seama de ce presa românească are din ce în ce mai puțină trecere, în sensul că, vă spuneam, cum vorbeam aseară, despre faptul că sunt tot mai multe disponibilizări în presă, după presa scrisă, urmând acum televiziunile și radioul. Dar, spuneam de știrile zilei până la urmă, cea mai importantă, mi se pare, și cred că ar trebui să discutăm pe seama ei, pe lângă alte cazuri pe care le-am promis și prietenul de pe Facebook, Șeful Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu a obținut o victorie în instanță. Atenție, Constantinescu poate reveni pe scaunul Consiliului Județean Constanța și poate să comunice cu subaltenii săi, nu însă și cu cei care au fost martori sau experți în procesul pe care Constantinescu este cercetat sub control judiciar și nici cu personalul Centrului Militar Zonal cu care se află în litigiu. Evident, presiunea de a comunica era esențială pentru a putea să-și exercite funcția. Chiar dacă magistrații, <coughs> ce scuze, nu au admis în totalitate contestația depusă de șeful CG Constanța și au ridicat doar o parte din restricțiile impuse de control judiciar, decizia Curții de Apel este definitivă. Adică, sta să ne să pricep. Nicușor Constantinescu, ăla a plecat la operații în Statele Unite și în care DNA, parchet general, nu mai știu ce instituții, făceau un scandal imens, că se sustrage, că vezi, doamne, îl urmărirăm internațional, mandate. Știți că americanii n-au prea jucat pe mâna românilor, de ce oare? Ce știau ei și nu știam noi, până acum, că acum am aflat clar. Deci dosarele făcute nu sunt atât de consistente Precum, precum ni s-a spus până acum. Adică refuz să cred că după ce îl urmăriști prin toată lumea, că din America până în Turcia, l-a și îl purtași pe la Rahova o scurtă perioadă, nu știu, nu știu dacă a stat 30 de zile. Acum e bine mersi, l-ai adus încă din decembrie din nou în funcție iar acum lucrează omul bine mersi. E adevărat, nu se întâlnește cu niște oameni din niște birouri. Asta e justiția din România. Adică, de ce trebuia să facem tot acel scandal? De ce trebuia să facem, mamă, se sustrage și face și până la urmă un mare fâs? Pentru că dacă sunt, într-adevăr, am văzut niște stenograme, nu știu ce, ar trebui să se decide altceva, părerea mea. Dar nu mai dăm sugestii, că ați văzut ce... N-ai voie, nici măcar președintele nu mai are voie să vorbească ceva de de justiție că sare Monica Macovei și face spume la gură. Dar apropo de cazurile, și spuneam asta dacă țineți minte, prin sfârșit de octombrie sau început de noiembrie, când era cazul acesta în apogeu, nu mi se pare atât de strău. Ce, centru militar zonal că nu le-a dat nu știu niște bani, ca și președintele Consiliului Județean, dar de fapt are și Consiliul în spate, știți că aici e problema păi las că nu știu ce n-a dat pământ și are el și dosare mai tard, da? până la urmă scandalul a apărut pentru pentru mai nimic. Deci, acum avem două variante. Ori judecătorii nu sunt normali de la o eliberat de constrângeri și poate conduce bine mersi, ori procurorii care au fost implicați au luat o rasna politic sau nu, pentru că știți, se jucau atunci alegerile prezidențiale și alte lucruri. Dumneavoastră ce credeți? Eu mă abțin de data asta. Bun, vorbind de, de știrile să mai importante de, de astăzi, mi-am propus ca temă mare a emisiunii să vorbim despre fondurile europene, și nu întâmplător, pentru că dacă vedeți, noi suntem într-o situație paradoxală. Toată lumea vorbește de de fonduri, de fonduri europene. Suntem de acord cu toții că ar putea fi o salvare pentru, pentru țara noastră, dacă noi am fi în stare să, să cheltuim să cheltuim acești să cheltuim acești să cheltuim acești, acești bani. Dar noi nu prea facem din, din, nefericire. Vreau să vă spun e și o declarație și anume în avem, am și preluat eu deci avem o, să spunem așa, o știre despre, despre acest lucru, care ne spune că, e o declarație al Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene, care declară foarte optimist că în 2015 România ar putea absorbi 80% din banii alucați de Comisia Europeană, după ce până acum a cheltuit puneva la 50%, iar rambursările sunt și mai jos de aici. E, e, de, e foarte bine că, că ministrul nostru al fondurilor Europene l-am și cunoscut la Târgu Jiu și, și în mod direct, este foarte optimist. De fapt, așa ar trebui să fim toți și să și transformăm în fapte ce, ce speră el. Din nefericire, lucru nu se va întâmpla. Deci eu pot să vă dau scris de acum că nu absorbim 80%, dar probabil nici mai mult de 60-65% niciun caz, De jumătate din ecartul acesta. Iar până la 100% din fondurile celelalte care le-am avut până în 2013, e cale lungă, deci nu se mai pune problema. De fapt, o spune și ministrul. Păi să vă spun de ce. Noi, din țările Uniunii Europene, luăm cel mai greu bani europeni. De ce? Din mai multe motive. Mai întâi, uh, și o spun, uh, spuneam, uh, am mai spus în această emisiune, am proprietatea cuvintelor, e foarte multă corupție, inclusiv în organismele de implementare. Nu vă mirați. De ce? Uh, cum se întâmplă oare că, și la situația de la Gorj, nu din altă parte, ia uitați-vă cine accesează la Gorj foarte mult fondurile europene. Sunt diverse ONG-uri, sunt diverse care se încadrează și obțin foarte ușor finanțare. Instituțiile publice o fac mai greu. Acum o să spun, da, sunt oameni mai bine pregătiți în domeniul respectiv, în ONG-urile respective. S-ar putea să fie adevărat. Dar eu cred că mai este și altceva. Și vă spun din experiența directă acum, pe fondurile Comenius Erasmus pentru învățământ, unde dacă n-ai e foarte greu să obții din afara sistemului, deci dacă n-ai pe cineva care să știe cum merge treaba, sigur nu iei punctajul respectiv să iei finanțare. E destul de complicat față de ce se întâmplă cu colegii noștri din alte, din alte țări. Așa se întâmplă și pe postru și pe, și pe celălalt. De deci, pe de o parte, avem problema aceasta, una mare, spune eu, în sensul că nu reușim, să facem proiectele sau le facem și cei care ar avea nevoie efectiv de finanțare nu se lipesc, dar alții se lipesc odată, sau cei care se lipesc sunt de, de regulă ONG-uri micuțe care n-au resurse financiare pentru a, accesa, pentru a accesa, să spunem așa, proiecte mari. Pe de altă parte, există frica, și asta păzește bostănăria, cum se spune, frica de a nu da în bară cu banii europeni. Știți că la fondurile guvernamentale mai faci una, mai faci alta, mai așa, în timp ce la fondurile europene din când în când te trezești cu controle foarte amănunțite care unele uh, trebuie să justifici banii. De aici au și ieșit scandalurile și dosarele din ultimii ani. Cum din fondurile europene se poate fura mai greu? Nu că nu se fură, ai vrăjală. Deci părerea mea că și la fondurile europene dacă le-am dacă le luat cu le-am luat cu amănântul, am vedea acest lucru. Nu știu, îmi dădea cineva exemplu, nu o să dau nume, pentru că e posibil să fie nu neapărat o intoxicare, dar îmi dădea cineva un exemplu. Un cunoscut om de afaceri e din Târgu Jiu, din Gorj, a făcut pe fonduri europene niște clădiri, niște spații și cu o anumită să spun, destinație, conform proiectului, iar după aceea, acolo le-a închiriat la o, o altă firmă, la un alt concert, la ceva de acest gen, pe bani foarte grei. Cum s-a putut face? Sau de, știți cum se mai practică? Și mulți patroni din Gorj au făcut-o, adică a primit o sumă să construiască, să zicem, 5 metri de zid. El a făcut toată casa, încadrându-se, bineînțeles, în banii respectivi dar asta înseamnă că e un manager bun. Deci nu înseamnă nimic altceva și mi se pare în regulă, ci dar în partea cealaltă nu prea, dar asta e altă treabă. Dar ne întoarcem la fondurile europene. Nu știm, <coughs> încerc scuze, dar vremea din ultimile zile și-a pus amprenta și asupra mea. Deci avem o dată că ne e frică să le cheltuim, să nu riscăm și mai ales cei din funcții publice le e frică de chestia asta. Pe de altă parte, nu avem oamenii specializați pe proiecte. Plus că nici nu știm să-i stimulăm. Pentru că vreau să vă spun, în instituțiile publice din România și, și aici la Gorge un scandal, pe finanțarea din perioada 2007-2013 a existat o lege prin care cei care lucrau pe proiecte, pe, alături de programul normal din instituția respectivă, au luat banii buni de zile, cel puțin prin 2009, 2010, chiar și 2011. E, în 2011 a apărut, sau la începutul anului 2012, dar cred că în 2011, a apărut celebra lege 284, prin care a limitat. Enorm, deci practic câștigul oamenilor care lucrau în proiecte s-a redus undeva la sub 30% din banii care se luau anterior. Vă dați seama că rezultatul care a fost? Efectiv blocarea unor proiecte sau oricum o încetinire fantastică a lor. Deci dacă tot vrem să facem acest lucru ar trebui să uh, stimulăm prin sporuri, de tot vorbeam de cei 75% pentru cei care lucrează cu proiecte. Să le poți permite acest lucru. Dacă el, să zicem, referentul de la primărie sau, nu știu, inspectorul, nu știu care, de la prefectură sau de la Consiliul Județean, poate să lucreze într-un proiect al instituției, să-l și plătim, chiar dacă, să zicem, face două ore și își face treaba pe postul lui și restul lucrează pentru proiect, care e problema? Și să-l plătim atât cât trebuie ca să, pentru că banii respectivi vin în județul Gorj și pot mișca lucrurile. Cum fac alții în alte județe, și apropo că ajungem la o, un subiect care l-am atins și aseară, cum vă explicați faptul că, deși sunt câteva județe, printre care și Gorjul, au primit fonduri, fonduri e foarte importante de la guvern, de ordinul a câteva multe milioane de euro, nici nu, am, nu atingem 10% din fondurile care au intrat atenție pe fonduri europene în Cluj, în Brașov și în alte locuri. Deci asta n-am înțeles noi în, în județul Gorj că trebuie să valorificăm această oportunitate. Și dacă toți, și la Gorj, și la Olt și peste tot ar valorifica acest lucru, lucrurile ar sta altfel. Dar avem o birocrație bolnavă efectiv, dacă vrei să faci ceva în România, să ții o aprobare pentru ceva, să ai nevoie de primărie, prefectură, nu mă refer, cadastru, DSV, DSP, orice instituție publică din județul Gorj, o să cam îmbătrânești până ei o aprobare. De ce? Foarte simplu. Te duci la o primărie și nu, acum nu mă refer la primăria Târgu Jiu. Vă puteți duce la oricare primărie din, din localitățile. Mai, în localitățile mai mici poate sunt mai dar unde sunt primăriile mai mari. Îți trebuie nu știu câte semnături pentru nu știu câți funcționari, care niciodată nu o să-i găsiți la serviciu în același timp. Pe simpla deverință. Nu mai mă refer când îți trebuie pentru proiecte sau ceva și, ca să nu vă mai spun, că ar trebui, ca, mai ales pentru ONG-uri sau firme private, ar avea nevoie de credite obținute de la bănci ca să-și poană acea parte care trebuie să o pună cel care uh, face proiectul. Păi, aici e problema. Că băncile acordă foarte greu această contribuție a ta în, uh, în proiect, dacă nu o ai. Și atunci te mărginești cu uh, finanțări mici sau ești în situația foarte tâmpită, de fapt, cum s-a mai întâmplat în anii trecuți în România, în sensul că nu ai, deci nu poți să rambursezi, se blochează totul cu Uniunea Europeană și practic te blochezi definitiv. Nu mai poți da salarii la oameni, nu mai poți face, face nimic. Și foarte multe ONG-uri din Gorj știu ce zic eu și au trecut prin acest lucru acum vreo 2-3 vreo ani. Și nici acum, să spunem așa, n-au recuperat sumele sau sumele în totalitate. România trebuie să piardă cam 30% din proiectele respective ca să le poată derula în continuare. Ar mai fi o problemă și aici cred că ar trebui ca, ca cei care controlează DNA-ul și celelalte, ar trebui cercetate uneva cum s-au dus aceste fonduri europene, inclusiv în Gorș. Dar mă refer și în alte, și în alte părți. Pentru că nu mi, se pare, nu mi se pare deloc în regulă unele, unele lumini, nu mi se pare în regulă. De ce? Foarte simplu. Instituții publice au scos la licitație diverse lucrări care nu s-au efectuat, trenează de ani de zile, nimeni n-a răspuns de nimic, toată lumea e nevinovată în condițiile în care este clar că s-a încălcat legislația și când s-a făcut licitația și când a fost declarată câștigătoarea anumită firmă și multe, multe altele. Poate că în acest moment am putea să vedem mai multe lucruri concrete din acest punct de vedere și poate dacă s-ar lămuri lucrurile și ai vedea, bă, a greșit la urmă, ne neapărat să ajungem la arestări sau nu știu ce, dar dacă ar răspunde el și ar spune, bă, tu ai greșit că nu știu ce n-ai făcut n-ar mai repeta și altul. Așa dacă punem Batista pe țambal permanent, nu știm nici ce s-a greșit și cu siguranță greșeala respectivă se va repeta. Nu neapărat că e vorba de corupție la acest, la acest, moment. Deci vă spuneam, dau scris aici că nu se pune problema să avem peste, adică în jur de 80% din anul acesta. Pentru că, pe o parte, și vă spun eu, inclusiv situația, situația din educație, Uh, învățământul a beneficiat uh, anul ce a trecut de foarte multe proiecte din finanțarea de până în 2013. Uh, proiectele care teoretic ajung la scadență în anul 2014. E, nu știu care e situația la Gorj, dar și prin țară, uh, din ce am văzut prin presă, așa, lucrurile nu stau chiar atât de bine. S-ar putea ca mulți din acești bani să constatăm că se întorc înapoi la, înapoi la agenția Pozdru, deoarece n-au putut fi cheltuiți. Și aici, eu, deci gândiți-vă că e vorba de milioane de euro în această situație și tot așa sunt și prin alte părți. De regulă, cei care fac proiecte și, și, cheltuie banii și de regulă o fac cu că nu s-au prea întâmplat, sunt tot ONG-urile și firmele private. În domeniul public, instituțiile publice nu fac și vă spuneam, cred că există și acea teamă că nu se fac, că ar putea să nu fie lucrurile în regulă sau ceva, ceva de, acest, de acest gen. Mergem cu acest subiect, sigur ne vom întâlni, ne vom mai întâlni, pentru că e un subiect așa la ordinea, la ordinea, zilei de fiecare, de fiecare dată. Ne întoarcem la, apropo de subiectele, de subiectele mari din, de astăzi. Unele dintre ele sunt se referă tot, tot la politică, dar aș vrea să pun în discuție un subiect care mă pune, deci înainte de a vorbi din nou de politică, am văzut și o știrile de astăzi, de noaptea minții. Știți, copiii noștri, toți ai din România, primesc o alocație de 42 de lei. S-a încercat mărire, s-a promis mărire, unii care sunt în un anumit sistem li s-a dublat, dar efectiv copiii de la școli, le normale și toate celelalte, primesc aceiași 42 de lei. <coughs> e, prin mai multe județe, gen Alba, Hunedoara, ă, sunt socotite venituri pentru părinți, sunt impozitate și copiii respectivi rămân cu 3 lei din 42. Restul se duce din nou impozit la stat mi se pare o aberație, o asemenea, o asemenea situație, iar când îmi spui, este cât un uh, reprezentant al finanțelor și ne spune, nu știu ce s-a întâmplat, aplicația financiară, vom vedea, vom studia. Păi frate, păi tu ai greșit, că e clar o greșeală. corectează la noi se întâmplă lucruri aberante în domeniul, că tot revenim la birocrație. Sunt și eu ăsta împățit în domeniul ăsta, dar vreau să vă spun că dacă se ia o decizie pe o anumită direcție, ca să o modifici, alergi de colo colo de tesaturi, pentru că la noi nu se modifică simplu. Ba din contră, dacă a greșit un funcționar, dar tu trebuie să alergi și să, să corectezi aberația lui și lui nu se întâmplă nimic. Spuneam, stăm pățitul, am avut și o acțiune judecătorească, cum se face la noi, pe dreptul salariale, și m-am trezit cu, cu totul altă încadreare. Deci, dosarul vorbește despre ceva, cererea ai făcut așa, iar, tri, iar chemarea, dat termen și chemarea în judecată, este pe cu totul altă speță. E adevărat, mai erau și alte dosare. E cum o să îndrept situația respectivă, rămâne de discutat. Dar vreau să vă spun un alt lucru, pentru că îmi spunea un, un prieten care conduce un ONG, s-a aflat în această situație în care la înființarea ONG-ului sediul, respect, sediul lui era la o anumită adresă. E, când au copiat cei de la tribunal, au copiat de la altă hotărâre. Și s-a trezit omul la cu totul altă adresă pe hotărâre. Vedeți, într-o țară normală și mi se pare normal, se îndrepta eroarea respectivă foarte simplu, adică, bă, stai puțin, la dosar este adresa la cutare, da? Facem modificarea aceea și dăm omului hotărârea. Nu. Trebuie să te duci în instanță. Alt termen, alte așteptări ca să îndreptare eroare materială sau cum se numește. Eu rămân la părerea de noap că e noaptea minții. Aici dintr-un anumit punct de vedere. În România și în Gorj sunt oameni de mai și muncesc, care n-au timp să stea, că vă mai dădeam exemplu acela, cum se întâmplă dacă te duci într-un oraș mare, te poți duce, să zicem, să plătești rata la bancă la ora 6, ba chiar sunt bănci de la 7, te duci în București și poți plăti. Dacă plătești gazele la 7, la 8 sau curentul, e, la noi în Gorj, toată lumea deci toate ghișele se închid între 4 și 5. De ce? Că la început m-am gândit, mă frate, ăștia ai noștri sunt performanți, toată lumea plătește online. Nu? Ba din contră, noi avem printre, printre puțini, deci avem o rată foarte mică de, plat, de, plăți online. Nu. Pur și simplu toată lumea noastră bugetară sau cum este, pleacă de la serviciu câte o oră, câte două, câte trei și se duce și, și face aceste lucruri. Deci nu are nevoie după ora 4 sau 5 să meargă să-și plătească rata la bancă. Sau factura nu știu care. E, aici, aici e problema cu birocrația și ceva lucrurile ar trebui să se, să se schimbe. Bun. Mergând spre, spre știrile politice, avem un scandal de câteva săptămâni, nu știu cât e politică, dar știți că războiul dintre Victor Ponta și Traian Băsescu nu se termină. Și nu se termină de ce? Pentru că fostul președinte a ieșit la pensie, are o pensie bună, vreo 26 de milioane, mai are vreo 60 că a fost președinte, deci nu o duce, nu o duce rău. E adevărat că nu mai are, are și mașină de serviciu, dar nu mai are diverse lucruri. Da? Însă îi trebuie locuință de protocol. Așa spune legea. Deci aici nu pe discuții. Și știți că a ieșit un întreg scandal că Traian Băsescu a vrut ceva pe la Băneasa, Ponta n-a vrut să-i dea și a dat la altcineva la o fundație, tot așa. Deci jocurile acestea dintre cei doi. Ei, acum are APPS-ul, i-a transmis lui Traian Băsescu o listă cu șapte case pe care să le utilizeze ca reședință, printre care apartamentul din Bulevardul Prezan, unde l-a avut ca vecin pe Adrian Năstase, și două vile Zna în Znagov. Guvernul spunând că Băsescu a refuzat unele dintre case și nu a răspuns pentru altele. Lista prezentată în miercuri de guvern a fost transmisă lui Băsescu în luna decembrie, când acesta era încă președinte, după ce șeful statului a solicitat regiei patrimoniului protocolului de stat în atenție, și în atenția secretariatului general al guvernului să-i fie atribuită uh, vila LAC 3, după cum... Uh, printre, deci printre clădirile pe care le-a refuzat președintele, se află deci, apartamentul pe un era vecin cu Adrian Năstațe și Nicolae Văcăroiu, suprafață 279 metri pătrați, vila 11 din Znagov, atenție, 2000, 2181 metri pătrați, vila 1 la Znagov, doar 472 metri pătrați, un spațiu cu 5 camere și încă 3 camere de serviciu în strada Orbescu, 440 metri pătrați, un imobil cu nouă camere într-o, în fine, nu știu că știți dumneavoastră locurile prin București, dar în general spații destul de mari. Deci dacă raportăm la o suprafață media unui apartament de la noi, de la Târgu Jum, din altă parte, că nu prea nu știu câți ar avea peste 100 de metri la apartamente, ba din contră, unii se rezumă la, la jumătate din această suprafață, ni se pare mult. Iar un fost președinte, eu n-am mai auzit nici de Ion Iliescu, nici de Traian Bă de Emil Constantinescu să mai fi avut nu știu ce, într-adevăr se mai întâlnește cât, o, cât un eveniment oficial, dar și unul și altul s-au mărginit cu locuințe modeste. E, mie acestea nu mi se par chiar foarte modeste. E adevărat că și guvernul a vrut neapărat să să-l facă, să-l pune pe să luminească cumva pe pe Traian Băsescu. Deci cred că nu ne face bine un asemenea scandal. Adică, bă frate, ai vrut dacă tot n-ai ocupat la lag, nu știu care sau ceva de genul ăsta. A că nu trebuie să -mi... poți foarte bine să o dai și să termini acest scandal care se tot prelungește de câteva luni și vreau să vă spun că nu știu eu ce, dar acesta poate fi exploatat uh, politic și în, și în viitor. Pentru că știți cum este. Tot amintim de el, tot nu știu ce, și la un moment dat ne folosim de chestia asta. E, Acum vreau să vă mai spun uh, un lucru. Apropo, n-am uh, abordat, dar am primit câteva mesaje aseară. Uh, la ediția de, deci la reluarea de la ora de la, la reluarea de la ora 23 și anume uh, mi s-a întrimeteau uh, și de aia încercam să mă uit după acest, uh, după acest, mesaj îmi semnalau telespectatorii adică mă somau să mă pronunț asupra ordonanței de modificare a legii educației naționale prin care premierul ar putea renunța sau a renunțat la doctorat eu am amintit acest caz și nu vreau să mai intru în el pentru că mi se pare politic, adică am avut încă o dată și repet asta, am avut cred că tot 2012 tot anul scandalul cu plagiatul lui Ponta că nu știu ce și că toată țara sufere de, 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 de chestia asta că să plece că nu știu ce Până la urmă, niște instituții formate tot din universitarii care acum fac pe... Apropo, că tot văd Universitatea București care vrea să retragă titlul, că nu știu ce. Dar cine l-a acordat titlul respectiv? Că unii sunt, erau și atunci și acum. De ce n-au făcut universitarii respectivi atunci scandal? Dar în fine, asta e altă treabă. Bun. Deci nu avem CNSCIS-ul acela, sau cum se numește, deci acea instituție, care Consiliul Național, care de titluri, nu știu ce, a spus că nu este, deci, din câte am înțeles, deci a fost într-o primă fază, luat o hotărâre prin care se spunea că ar fi, după aia că n-a fost plagiat. Bun. Trecut, se folosi ca armă de electorală încă un an de zile și acum, la sfârșitul 2014, ne trezim cu renunțarea. Bun, în legislația românească se pare că nu se poate face renunțarea decât, decât dacă dai o ordonanță, pentru că nu există asemenea chestii. Bun, păi mai simplu așa. Deci, faci o cerere omul, spune, nu mai vreau doctorat. Și atât. E, acum toată lumea, toată lumea, unii că vezi că, doamne, că așa să recunoască, să nu știu ce. E adevărat, cererea aceea nu spune, premierul nu spune niciune ca a plagiat. Recunoaște cumva problema și renunță la titlul respectiv. Păi bun, da, trebuie să spună cu... Bun, și dacă ar spune, vom găsi și al lucru. De ce așa? Sau de ce? Nu știu cum. Dar încă o dată vă spun, eu am, și să știți că am văzut și eu foarte multe lucrări de doctorat în ultimii ani, inclusiv aici la Gorj, vă cruciți. Deci, cum să vă, cum să vă zic, eu sunt de acord dacă tot facem pe viteji, și să luăm toate doctoratele la, la control. Și eu vă spun că, eu știu, o treime din doctoratele care sunt la acest moment date în România poate ar trece proba să, veridicității sau proba corectitudinii. Asta mă refer la toți, inclusiv la cei care nu lucrează în învățământul superior și au vrut să-și un titlu de doctor, mai ales oamenii politici. Dacă este să vedem în un domeniul universitar, s-ar putea ca procentul să nu fie chiar atât de dezastros, dar destul de mare. Universitarii noștri pe care îi vedem împăunați cu nu știu câte titluri și nu știu câte astea, au luat un doctorat, de acord. Dar nu au mai făcut nimic, nu și-au publicat nici teza, deși legea spune acest lucru, și n-au mai făcut nimic după. Deci, atenție, n-au lucrat de ce sau sunt, apropo de Universitatea Constantin Brâncuși, ce cercetează cei de la Brâncuși. N-au nicio domeniu ăsta, dar cercetează monografiile comunilor și le mai ia și de la alții. Dar, în fine, asta e altă, e altă treabă. Deci, în cazul de față, pentru că vă spuneam, Isaaciu și sunt doi dintre prieteni care lucrează în învățământ, mi-a spus că ar trebui să zic câte ceva și se uită la emisiune, vă spun eu. Deci, mi se pare, avem o cerere de renunțare, avem o ordonanță în vigoare, mi se pare corect că acest scandal se termine aici. Dacă nu-i dăm, vă spuneam, dacă nu trebuie să joace tot un rol politic. Dar, pe de altă parte, eu n-am nimic împotrivă și mi se pare de recomandat. Să vedem și noi doctoratele, că noi avem foarte mulți oameni de știință, printre politicieni, prin învățământ și superior și nesuperior, prin titluri obținute pe unde a dus mutul Iapa și tot așa. Iar nu prea sunt operele respective, nu se prea văd, nu se vede plus valoare. Ca să nu ne întoarcem și la doctorii de priminerit cu contribuții, cu invenții. Știți că CEO-ul plătea și a plătit și în, an, și în anii trecuți sume enorme pe inventatorii, au inventat roata rotundă și toate celelalte. Am forțat acest termen, dar intenționat. Bun. Mergem mergem și la alte știri și pentru ultimele minute mi-am propus să vorbim de, de județul, de, județul, Gorj. Între timp, vreau să vă spun, vorbeam și aseară de situația din Ceoc. Ea joacă un rol destul de important și în presa de astăzi, de sunt destul de știri pe acest domeniu, dar mi-a atras o știre mi-a atras atenția și aș vrea să o să o comentăm puțin, pentru că e un titlu apărut uh, într-un ziar local, și care spune, e o știre care, din ce am înțeles eu astăzi, că m-am interesat pe subiect și se confirmă, Complexul energetic Oltenia ține în depozitele sale cărbunele confiscat de polițiști și după aceea cumpără cea mai mare parte, dacă nu chiar integral. Culmea este că acest cărbun este furat din exploatările minere ale CEO Oltenia. Circa 1000 de tone de cărbune au confiscat polițiștii gorjeni în 2014, după ce au depistat diverse persoane, transportând fără documente de proveniență materia primă. Acest cărbune, după ce este confiscat de oameni legi, este depozitat la carierele, la carierele complexului Oltenia. Deși reprezentanții administrației publice a finanțelor spun că acest cărbune este cumpărat de diversi agenți economici și persoane fizice, Directorul Diviziei Energetice din cadrul ce Oltenia spune că tot compania este cea care cumpără acest cărbune. Banii ajung la bugetul consolidat al statului. Adică, cei de la ce Oltenia sunt și furați, deci, cum se spune, sunt și bătuți și cu banii luați. Adică, pe de o parte, ăștia fură și fură cu de atâția ani, sunt prinși din când în când, că alții o duc bine mersi, de nu se ia lumea de toate mașinile, se depozitează cărbunele în niște depozite. De fapt, unde să lași cărbunele? Pui în curtea postului de poliție de la nu știu unde sau îl aduci la inspectoratul județean de poliție? Nu. Îl lași tot într-o carieră acolo la locul lui, da? Și apoi, atenție, ceo este obligat să-l cumpere, deși nu are nevoie. Păi dacă l-ai furat de la mine, nu e normal. Cam... Mi-ai furat portofelul. Nu e normal când mi-a dus portofelul să. Adică eu te plătesc că mi-ai dat portofelul înapoi? Nu e normal să ne recuperăm paguba. E adevărat că așa finanțele și statul câștigă. Dar nu mi se pare deloc în regulă și nu e aceeași procedură în alte cazuri. E adevărat că e confiscat și nu știu dacă se poate nu, nu știu dacă se poate demonstra că cărbunele a fost luat din cariera respectivă, dar de unde poți să iei decât din carierele respective? Deci e de noaptea minții, numai, numai în gorji se poate întâmpla o asemenea treabă. Acum, ce vă spuneam și aseară, și tot tot de, de oltim, tot de ce o putem să spunem, salariile nu vor crește. Dar să vă spun o chestie, e o altă știre care ne dă fiori. Știrea, știți că vorbeam aseară că circa o de muncitori de la Berbești ar putea trece spre uh, Vâlcea. Păi stați puțin să vedeți care-i problema. Evoluția financiară din ultimul an a Olchim arată că există premise pozitive pentru o reorganizare. Cu toate acestea, Olchim este de 2 ani în insolvență cu datorii de 700 milioane de euro și cu pierdă de 10 de milioane de euro cum niciun investitor nu s-a găsit până acum, s-ar putea să intre în faliment. Păi bun, dacă intrăm în faliment ne-am lins pe de, de pe bode banii respectivi. Și banii pe care îi datorează, e vorba de mii de miliarde care datorează vâlcea către, către gorși. Deci apropo de cifrele în care arătam că stăm bine, lucrurile arată din ce în ce mai, e, mai prostă. Și terminăm astăzi, a fost astăzi, dacă ieri vă spuneam că uh, s-a întâmplat, întâmplat pe la Motru oamenii care au rămas uh, fără fără, și fără salarii și fără locuri de muncă la Motru, la o fabrică de pâine, să știți că astăzi a fost un uh, protest la Grimex și tot așa, din nefericire, lucrurile nu arată foarte bine. Ba, vedeam astăzi un titlu printr-o publicație locală, mii de concedieri în gorș, nu-i chiar așa. Dar lucrurile nu arată foarte bine la început de an. Mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim abia luni la o nouă emisiune Ordinea Zilei. Mulțumesc de atenție, la revedere!